Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă invit și astăzi să fiți alături de mine și de invitatul meu, pentru că astăzi vă propun să vedem cum își găsește un suflet, un păstor de suflete, de fapt, liniștea propriului suflet. Se poate așa ceva? Se poate. Cum? Prin îndeplinirea misiunii pe care și-a ales-o. Cum a reușit să facă acest lucru pe parcursul vieții sale, ne spune părintele Iștoc Aurel. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit și permiteți-mi să vă salut pe dumneavoastră, colegii dumneavoastră din studio și pe toți ascultătorii radioului RCIS FM și a postului de televiziune Angelus. Părinte, ca să sintetizăm cumva activitatea Sfinției voastre, voi spune că sunteți păstori de suflete. V-ați ales această misiune, iată, ați îndeplinit-o cu brio până acum și știu că nu v-ați oprit și vor afla și cei care ne urmăresc de ce spun acest lucru. Sunteți de un an de zile preot pensionar, activați totuși la voievodeasa, cumva poate pentru unii se ciocnesc acești termeni, sunteți preot pensionar, dar activați. De ce spun activați la fel, ne veți povesti tot sfinția voastră, dar vreau să vă întreb cât de greu este ca un păstor de suflete să-și găsească de fapt liniștea propriului suflet? Nu se pune problema de găsirea liniștii sufletești, pentru că nu pot să spun că am fost vreodată neliniștit sufletește. Mai ales ieșirea la pensie, dacă e să o punem așa în ghilimele să spunem, nu mi-a produs niciun fel de disconfort, niciun fel de neliniște. Eram pregătit, știam că trebuie să ies la pensie, știam că acesta este cursul normal al traseului meu, știți, prin viața sacerdotală și n-a fost nimic deosebit. Prima dată am ales să mă duc la Bacău, am fost la Bacău, am activat 5 luni de zile acolo, după care m-am întors înapoi în Bucovina, de unde am plecat, că practic am plecat de la Rădăuț, de acolo, unde am stat vreo 6 ani de zile paroh, și m-am întors la Voievodeasa, pentru că eu cunoșteam această comunitate de aici, o comunitate micuță de vreo 20 și ceva de familii, dar cu biserică, cu casă parohială, cu oarecare viață cât de cât creștină, pentru că la Voievodeasa a fost mereu preot. A fost părintele Eduard Ferenț, nu? Care a activat, care este și acum acolo și a reușit cât de cât să adune credincioșii puțin cât sunt acolo. Știi? Și acum eu duc mai departe această activitate. Părinte, așa cum ați zis, ați fost paroh la Rădăuț și acum ați rămas în Voievodeasa, deci tot cumva în zona Bucovinei. În același timp, pe parcursul activității Sfinției voastre, ați fost în diferite comunități. Puteți spune că vă simțiți într-un loc anume mai mult acasă decât în celălalt? Acasă mă simt la mine la Ghereiești, locul nașterii. În rest mă simt bine peste tot pe unde am fost. Mă simt foarte bine la Săboani, unde am fost paroh, la Roman, de fapt, unde am fost vicar. Mă simt foarte bine la Iași, la seminar. Totdeauna mi-a plăcut să trec pe la seminar. Când eram mai tânăr, treceam foarte des și vizitam seminarul. Mă simt bine la Giudeni, dacă ar fi să merg, unde am fost și acolo paroh vreo 12 ani de zile. Peste tot până am fost, mă simt bine. Și chiar trec uneori ca să mai văd, să mai amintesc, să mai retrăiesc anumite momente. Dar pentru că primul loc unde ați menționat că vă simțiți acasă este Ghereiești, locul în care v-ați născut, vă invit să evocăm puțin acea atmosferă de acasă. Prima imagine a copilăriei Sfinției voastre pe care o aveți, cam care ar fi și ce retrăiți din acele clipe? Retrăiesc toate momentele copilăriei de cum mi le aduc eu aminte. Oricum, m-am născut în 1954, cu puțin înainte de imediat după instaurarea regimului comunist, cum era pe vremuri, încă nu se încheiase acel proces de colectivizare, știți, așa, și am prins acea viață, știți, nu știu cum să-i zic, patriarhală, boemă pe care o aveau, o duceau bunicii mei, la care eu m-am născut și am crescut, nu? Am prins și am copilărit pe Valea Moldovei la Ghereiești, nu? În casa bunicilor din partea mamei.
Mă rog, așa a fost atunci, cum erau, era cu totul alte vremuri, în sat nici măcar nu exista curent electric, nu era electrificat. Noi aveam acasă un tranzistor, să-i spune, că nu pot să-i spun altfel, cu baterii, mă rog, cu antenă, cum se punea înainte, era la strașină, la geam, asta era absolut totul. Dar nu pot să zic că mi-ar fi lipsit ceva, m-am simțit foarte bine în casa bunicilor, nu? Cărora le sunt recunoscător, bineînțeles și părinților, dar acestor bunici care m-au crescut, m-au educat, m-au format, până când am ieșit preot. Care era atitudinea bunicilor și a părinților față de copiii familiei? Era acea atitudine strictă și severă sau o atitudine îndreptată cumva spre prietenie și poate afecțiune arătată? Pentru că știm că în acele timpuri era mai greu ca părinții să-și arate afecțiunea către copii. Părinții mei au fost amândoi singuri la părinți, știți? Mama a mai avut un frate mai mare, dar care, nu știu, așa la 4-5 ani, nu știu din ce motive a murit și a rămas singura la așa. Căsătorindu-se, părinții au locuit la bunicii aceștia despre care v-am spus la început, până când s-au dus la casa lor. Și când s-au dus la casa lor, eu eram mărișor așa de vreo 4-5 ani de zile și bunicul care avusese, nu v-am spus, pe fratele mamei și a dispărut, bunicii mă luase pe la dâns și pe la așa. Erau foarte protectivi, foarte gândesc. Protectivi, exact. Și a zis, băi, lăsați băiatul aici la noi, să rămână cu noi aici. Și a rămas așa, într-o experiență și uitați-vă așa, într-o încercare, să-i spunem, și iată că încercarea asta a durat până când am ieșit preot. Și la acești bunici, nu, care m-au crescut, m-au educat, mi-au pus la dispoziție absolut totul, am stat cu mare plăcere și m-am simțit foarte bine. În condițiile de atunci, nu pot să spun că mi-a lipsit vreodată ceva. Nu v-ați gândit nici totuși că v-ar fi plăcut să fiți cu părinții și nu cu bunicii? Bine, dar în mintea de copil, de atunci vorbim, evident. Da, dar nu eram rupt total de părinți, pentru că când aveam chef, imediat așa pe poartă, nu spunea nimica și mă duceam la mama. Aveați dincolo, două case, și mă jucam cu frații, nu cu doi, și apoi veneam înapoi. Cam așa era relația. Cum vă amintiți primul contact cu biserica, cu cele sfinte, poate chiar cu gândul de a deveni preot? Ei, povestea este lungă. Cea care mi-a inoculat ideea de a mă face preot este bunica, care m-a crescut. Ea, în discuțiile pe care le purta, aducea așa vorba deseori despre asta și eu, când auzeam, cât înțelegeam eu atunci, înțelegeam, mai a fi preot e ceva, e ceva la aparte. La ce vârstă întâmplă? O vârstă mică, undeva la 5, 6 ani, 7 ani. Primul preot pe care l-am văzut în viața mea a fost parocul nostru de pe acele vremuri, părintele Carol Zion, venind la sfințirea caselor. Atunci am văzut eu preotul pentru prima dată, stăteam sfios și să văd ce înseamnă, mă rog, cum a sfințit, cum s-a rugat, cum mi-a dat bomboane, știți cum? V-a fascinat persoana dânsului? Da, deși era preot în vârstă, dar mi-a plăcut de dânsul. Extraordinar, da. Părintele Carol Zion era un neamț din Crasna, o localitate de credincioși catolici, colonie din Basarabia pe vremea aceea. Era coleg cu părintele Gaspar Bachmeier. Fost rector și de aici, de la Iași, da. El este, aceasta este imaginea. După aceea, părintele Mihai Giurgioaie, ajungând din paroc de Săbăoani, vicar de Ghereiești, mă rog, a fost o situație, nu cred că e cazul de povestit, văzându-mă printre copiii care veneau zilnic la biserică, m-a luat și m-a pus ministrant. Mergeați la biserică de drag sau trimis de bunica? Mergeam ce de era drag. În sufletul Bine, dumneavoastră? Am mers cu bunicii până când am văzut ce înseamnă și apoi pur și simplu mergeam de drag. Cu mare drag mergeam la biserică. Și iată, părintele, deci v-a remarcat văzându-vă printre copii. M-a remarcat și m-a pus ministrant. M-a pus ministrant și le-a spus celorlalți, așa mai mărișori ca mine, cu vreun an, doi, luați-l și pe el și uite, era la o vecernie în luna mai treaba asta, cum se făceau vecerniile pe vremuri și da, m-am dus și eu, m-am îmbrăcat cu hainele acelea de ministrant, cu emoții acolo, hai să ministrez și m-am cam încurcat eu pe acolo, că era prima dată când pășeam în prezbiter
Și după liturghie am încasat două palme de la părintele, știți, și m-am dus acasă și am spus, uite, părintele m-a pus ministrant, dar mi-a tras două palme, știți? Dar de ce ai făcut? Păi uite că m-am încurcat acolo la ministrat și părinții stăteau, se uitau cu ochii mari la mine și îl țin minte pe tata că m-a întrebat, zice, și ce faci acum, te mai duci sau nu te mai duci? Mă duc. Deci n-a fost o descurajare nu. Copilul Aurel atunci. Da, nu, n-a fost o descurajare. Da, ei, și între timp ideea s-a cristalizat, ne-am adunat ministranți. În perioada aceasta de acum ca ministrant îl vedeam vara, în vacanțe, pe Preasfințitul Gherghel cu colegul lui, părintele Dânculesi Anton. Le cumpărase acest preot paroc de la noi, de la Ghereiești, câte o bicicletă la fiecare și vedeam seara cum veneau la biserică, nu? La rozariu, la liturghie și noi care ne uitam la dânsii ca la... se vedea că e ceva... Aveau ceva special. Ceva special, exact, și ne uitam cu mare admirație la dânsii. Și am aflat, ăștia sunt seminariști, ei se pregătesc ca să devină preoți, știți? Și încet, încet așa s-a înfiripat ideea, da, s-a înfiripat ideea. Și după ce ați terminat cele 8 clase în Ghereiești, nu, în 1969, ați ales liceul seminarial la Iași. Este o poveste. Am avut noroc în școala generală de un mare pedagog care a fost la noi local acolo, era o familie, Cobzaru Dumitru și Valeria, doi profesori. El era învățător, mai așa de modă veche, un fel de domnul trandafir, dacă ar fi să-i compar cu ceva, iar doamna era chiar profesoară de matematici și obișnuiau să facă următorul lucru. El te lua de la clasa 1, te ducea până la 4 ca învățător și apoi te preda doamnei după aia și te ducea până la clasa 8-a. Au scos generații de... Prin această continuitate asigurată. Prin această continuitate și aveau o tradiție, știți, erau foarte apreciați în sat. Am beneficiat și eu de, cum să spun, educația, nu, acestor oameni, cărora le sunt tributar și le mulțumesc. De acolo am prins un picuț de dragoste de carte de la dânsii de acasă. S-a terminat clasa 8-a și apoi... am avut un, nu știu cum să zic, o mare neplăcere. Ducându-mă să-mi fac fișa medicală pentru a mă înscrie la liceu, am descoperit că am ceva la plămâni. La liceu? La care liceu? În prima fază? Nu voiam să merg la seminar, era clar asta. Deja decis. Da. Dar pentru că nu se știa dacă în vara aceea se va da examen la seminar, voiam să mă duc la o școală profesională, pentru că asta era ideea, mai ales a tatălui meu. Să ai o meserie, asta era. Deși mie îmi trebuiam cu totul și cu totul altceva. Și făcând o fișă medicală, am descoperit lucrul acesta, care m-a cam descumpănit, mi-a dat așa un fel, știți, m-a lovit peste aripi și a fost un moment de derută, mă rog. Dar am dat în toamnă totuși la liceu și am luat examenul și am mers mai departe. Dar deși în anul acela s-a dat examen la seminar, și nu am dat, prezentat, nu? M-am prezentat, dar pentru având fișa medicală așa, n-am fost primit pentru prima dată. Ei, și apoi am mers la liceu în continuare, dar mereu eram cu gândul la seminar. Poate să eliberează un loc, poate că reușesc, poate că nu știu ce. Într-un an am avut tentația de merge pe la Alba Iulia, știți, într-un alt an am dat un examen la o școală profesională pentru a-i face tatălui pe plac, știți, așa, dar n-am urmat-o, deși am reușit, nu era problemă, dar nu m-am dus în continuare la liceu și așa au trecut anii până în 1973, când am dat iarăși examen și am reușit. Între timp s-a rezolvat problema medicală care era și cam asta a fost. Ce ați simțit văzându-vă în locul în care v-ați dorit de fapt să fiți? Era practic începutul unui nou drum? Când am reușit la seminar, am simțit că am intrat într-adevăr pe făgașul vieții mele. Dacă mi-am dorit ceva, a fost preoția, spre care am atârnat ca un bolovan, pot să spun. Știți, da. Mi-am dorit din toată inima. Asta a fost.
Și pe ori preot era, ori nimica, deși în varianta că nu reușeam, mă mai gândeam eu la niște variante ce aș putea să fac, dar în momentul în care am reușit s-a rezolvat și nu m-am mai gândit niciodată la nimic altceva decât la ca să fiu preot. Și acest drum către preoție, mi-închipui că a fost presărat și cu momente mai puțin plăcute, cu greutăți. Ați simțit vreodată că poate trebuia să-l ascultați pe tatăl și să vă alegeți o altă meserie? Nu, n-am simțit niciodată regretul pentru alegerea pe care am făcut-o. Dacă ar fi să mă întorc înapoi, aș face exact același lucru oricând. Da. La institut știu că ați fost coleg de serie cu părintele Alois Bulai și cu alți preoți cunoscuți în dieceza noastră și mi-închipui că erați așa un colectiv foarte unit și care știa foarte bine ce vrea. Ce vă amintiți din acea perioadă a studiilor la institut? Mi-amintesc multe. Eu știu acum ce aș putea să vă povestesc. Eram o clasă foarte unită. Foarte unită și unită și în bine și în, poate în anumite năzbâtii, în ghilimele năzbâtiile acestea, pentru că eram cu toții conștienți că suntem seminariști și avem un țel pe care trebuie să-l urmărim cu fidelitate. Ce să vă povestesc? Viața de seminar este viața de seminar. Acum, dacă ați putea să punctați ceva, eu vă... Ce vă amintiți despre profesori, de exemplu? Cum era abordarea acestora față de... Să vă povestesc când am venit de acasă cu bagajul, cum era atunci, cu o mașină, mă rog, a mai fost un băiat din Ghereș care n-a ajuns preot, am venit amândoi. Când am intrat în curtea seminarului la Iași și m-am dat jos din mașină, era părintele Eduard Ferenc, care era rector atunci, se plimba prin curtea seminarului cu un breviar în mână. Noi emoționați, părintele rector, făceam prima cunoștință cu el și el a venit, bine ați venit băieți, de unde sunteți? De la Ghereș, da. Bine ai venit domnul Iștoc, știți? Când l-am auzit pe părintele Ferenc când spune bine ai venit domnul Iștoc, era așa să intru, să mă scufund undeva în pământ de emoții. Cum să mi se adreseze mie cu Domnul? Atunci era o practică în seminar, știți, cei mai mici ne adresam celor mai mari cu această formulă de politețe, să-i spunem, de respect, dacă vreți, cu Domnul. Da, și adresându-mi se, eu m-am simțit foarte mic. După aceea am început seminarul. Amintiri sunt foarte multe. Cum îi priveați pe profesori? Și vă întreb acest lucru mai ales pentru că ați ajuns și viața v-a întors din nou la institut, dar în această calitate. Ne uitam la dânsii ca la niște modele, ca la niște oameni, cum să spun, respectabili din toate punctele de vedere, de la care aveam de învățat. Acum, dacă mă întrebați ce am învățat de la fiecare, e greu de spus, dar fiecare și-a pus prin felul lui de a fi a avut aportul său personal exact la formarea noastră, da. Acum sunt pensionar și eu și uitați-vă că am ajuns cot la cot cu părintele Ferenc, care era rectorul meu atunci, și când ne mai întâlnim pe acolo prin Bucovina, mă întâlnesc și cu monseniorul Grigori, care era prefectul de studii de atunci, și cu părintele Doboș, care a fost unul dintre parohii mei aici la Iași timp de o jumătate de an, că am fost și eu vicar pe aici vreo jumătate de an. E o reîntregire, dar la alt nivel. Da, eu sunt cel mai tânăr pensionar din Bucovina, da. Părinte, și-a venit momentul pentru care v-ați pregătit atât de mult, și anume acela în care ați fost sfințit preot. Ați fost sfințit preot aici, la Iași. Și vreau să vă întreb dacă bunica Sfinției voastre a apucat să vadă acest moment. Da, un moment din seminar a fost când a murit bunicul cu vreo 2-3 ani înainte de a ajunge preot, și cum era, regulile în seminar erau puțin cam stricte, nu? Deși s-a telefonat de acasă și s-a spus, uite, a murit bunicul care l-a crescut, practic este ca tata, totuși eram în sesiune, cei drept, în sesiunea de vară, și nici măcar nu mi s-a spus că a murit. Am aflat după aceea când am ajuns acasă. Acasă. Deci bunicul n-a apucat, dar bunica a apucat într-adevăr, și mi-aduc aminte că a venit la sfințire. Am avut o grijă să o placez undeva într-un loc.
că sfințirea a fost pe treptele seminarului din Iașcă, de desus să se poată uita în jos. Și am mai trăit după aceea vreo 2 ani de zile și deci m-a văzut preot, da, a fost o bucurie pentru dânsa. Nu cred că poate fi descrisă în cuvinte fericirea pe care a simțit-o văzându-vă în acest punct al vieții, mai ales pentru că s-a ocupat atât de mult de... Da, așa a fost. Bunicii aceștia, practic, cel puțin în a doua perioadă a vieții lor, de când m-au luat de mic, cum am povestit, până au trăit pentru, mai ales când au văzut că mă orientez pe preoție, pentru asta, practic. Era ultimul lor, nu știu, scopul suprem al vieții lor, ca să zic așa. A fost așa. Să vă vadă preot. Da, și iată că v-a văzut bunica sfințit preot și apoi vicar la Roman, în prima comunitate. Prima comunitate. Cum a fost primul impact când, de fapt, v-ați apucat de treabă, pentru că a fost o pregătire atât de profundă, atâția ani de zile, și v-ați văzut în această comunitate în calitate de vicar. Cine v-a fost paroh și cum au fost primele activități pe care le-ați desfășurat? Deci, fostul paroh al meu de Ghereș, părintele Isidor Mocanu, cu care eu am avut o prietenie foarte, foarte strânsă, de la început, el a venit în 1981 la Ghereș și au stat aproape 25 de ani. Eu eram cel mai mare seminarist și el, cel căruia i-a făcut prima primiție de la Ghereș. Dar de la început, eu până atunci nu știam că există acest preot Isidor Mocanu, care a fost numit paroh de Ghereș. M-am dus de la seminar acasă în vacanța de Paști și atunci l-am salutat și ne-am cunoscut și s-a legat așa, nu știu, o prietenie strânsă, că deși nu eram preot, el venea și el m-a luat cu mașina și m-a dus la parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Roman, unde am fost numit, nu? Ei, și m-a predat colegului lui, care era paroh din Roman, părintele Gabor Pavel, zis Saul, îl știu toți preoții, da, mai sunt preoți cu Saul, dar Saul cel veritabil este acest paroc al meu, era originar din Iugani, coleg de serie cu preasfințitul Gherghel și cu părintele Mocanu și cu alți preoți, cu care m-am împăcat foarte, foarte bine. Ca să vă spun așa o mică experiență, la vreo 2-3 zile după ce mi-am aranjat și eu pe acolo lucrurile în camera mea, el îmi spune, măi, aici e activitate, trebuie să lucrăm, uite, marța e birou la Sfântul Anton, dar mai ales, zice, liturghia de dimineață și de seară trebuie bine pregătită, trebuie să predicăm. Dar ce predicăm la Sfântul Anton? Zice, viețile sfinților, el. Da, și din seminar, așa, cu alte idei, ca orice preot tânăr, da, măi, cum să predic viețile sfinților, ce să zic, ce nu știu. Dar zic, dacă așa spuneți, așa face, asta facem. Și cum o să facem? Păi zice, uite cum o să facem. Eu mă uit pe calendar luni sau duminică, pe săptămâna respectivă, aleg un sfânt din toți cei din săptămâna aia, care mi se pare mie că e cel mai popular, și dacă tu faci liturghia dimineața, vorbești dimineața, dacă nu vorbești seara și invers, ne... Ei, m-am apucat și eu, mai așa, la început am făcut ce am făcut vreo lună de zile, după aia mi-am adunat niște material și am început să vorbesc, știți, despre viețile sfinților și chiar a început să-mi placă mie în primul rând și după aceea și credincioșilor, că i-auzeam spunând că vin la biserică, nu mai s-audă, știți, preotul, cum predică, știți, și cu exemple practice din viețile sfinților. Ca și... tânăr preot... Ideea de predică era un factor de stres oarecum? Vă vedeați cumva în fața unei provocări și anume de a atrage atenția credincioșilor, da, de a reuși să le transmiteți un mesaj? Da. Îmi închipui că nu ați privit-o așa ca pe o chestiune facilă, ci dimpotrivă e o responsabilitate. Trebuie să văd ce cuvinte aleg, cum spun și cum le îmbrac astfel încât să treacă în sufletul celui din fața mea. Tot timpul m-am pregătit la predică. Asta am învățat din seminar, mi-aduc aminte de primele predici pe care le-am făcut înainte de a fi sfințit diacon la neprihănita, sărbătoarea neprihănitei zămisliri din 1982, știți? Știam că atunci vom fi sfințiți și după aia de Crăciun vom fi trimiși în prima experiență și va trebui să predicăm. Și pregătisem eu vreo 3-4 predici și am fost repartizat la Săbăoani.
ei, Săboane era o comunitate, și este o comunitate mare, atunci nici nu era împărțit, era totul compact, biserica era full plină de oameni, plină de, și prima predică am făcut-o în noaptea de Crăciun, nu, pe amvonul din fața acolo. Am urcat cu niște emoții teribile, dar după ce am spus primele două, trei, patru fraze, gata, a trecut tracul și am predicat. Am predicat că m-am îndrăgostit de Săboani și Săboane de mine. Da. Și ați depășit această barieră care practic părea, nu? Da. Și anume a predica. Ați reușit, ați povestit și acea experiență cu viețile sfinților, cum ați reușit la Roman să faceți acest lucru. Dar vreau acum să facem așa un arc peste timp în zilele noastre și să vorbim despre recenta apariție de la Presa Bună, care iată vine tocmai în sprijinul celor care poate simt acel trac pe care l-ați simțit și dumneavoastră în urmă cu atât de mulți ani. Știu că avem acolo, și v-aș ruga să le arătăm și celor care ne urmăresc, Evanghelia Duminicii, practic este o culegere de experiențe, de trăiri și de exemple, dar cel mai bine puteți descrie, Sfinția voastră, ce ați pus acolo pentru cei care simt că au nevoie de acest îndrumar. Nu, când am apucat să, eu știu, alcătuiesc această carte, nu m-am gândit la tracul nimănui, ci pur și simplu am vrut să pun la dispoziția preoților și chiar și a credincioșilor, nu, un material care să îi ajute să înțeleagă mai bine Evanghelia din duminica respectivă, din Evanghelia fiecărei duminici, pentru a le oferi hrană sufletească. Aceasta mi-a fost ideea și am făcut această carte mergând pe schema anului liturgic, nu, bisericesc, comentând Evanghelia fiecărei duminici din fiecare timp liturgic și Evangheliile sărbătorilor de peste an. Cartea, în ultima ei parte, mai are și un adaos cu diferite predici ocazionale pe care le-am făcut și am crezut de cuvință să le introduc aici, pentru că pot folosi, pentru, cel puțin pentru unii, pot fi o anumită sursă de inspirație. Iată dovada importanței pe care ați dat-o de fapt predicilor pe care le-ați făcut de-a lungul timpului. Dar știu că și la Săboani, următoarea comunitate în care ați activat, e cumva o istorie interesantă legată de ziua de duminică și acolo s-a născut o nouă apariție. La Săboani este mai mult de povestit. La Săboani am fost la școală, veneam cu bicicleta. V-am povestit cu liceul în anii, mă rog, în anii aceia dinainte de a reuși la seminar, făceam naveta de la Ghereiești cu bicicleta, mă rog, am cunoscut comunitatea, am cunoscut biserica din Săboani, biserica veche, care era incomparabil mai mare decât a noastră de la Ghereiești. Pentru noi, când mergeam și intram în biserica din Săboani, aia veche, ne se părea că intrăm în San Pietro, știți, cam asta era, ce să vă zic, fiind elev la Săboani, într-o dimineață am venit mai degrabă, ne chemase un profesor, dar până la urmă el n-a venit, că n-a putut și mi-a rămas așa un timp liber, știți, până să încep orele la ora 8. Și atunci am zis, era în timpul Adventului, ia să mă duc la biserică și am intrat în biserică și am văzut biserica aceea plină de oameni. Preotul care predica, a fost prima mea experiență cu Săboaniu foarte emoționantă. Ei, au trecut ani, am cunoscut un fost noviciat, era internatul naționalizat, știți, al liceului din Săboani, am umblat prin el, etc. Ei, peste ani am ajuns diacon și după aceea, după 2 ani petrecuți la Roma ca vicar, am ajuns vicar la Săboani. Era anul 1985. În 1985, paroh era părintele Carmil Gherghel, un preot foarte bun, cu foarte multă experiență, blajin, foarte primitor, etc., dar știți, așa, un pic poate mai șterg, și a trebuit ca noi vicarii să suplinim, știți, prin activitatea noastră susținută comunitatea, ca să meargă totul înainte și să fie totul bine, pentru că era o comunitate foarte mare. Ce a făcut la Săboani? Atunci Săboani era mare, fabricile în Roman erau destule, nu le enumăr, dar erau o sumedenie de muncitori.
satul avea un liceu cu sute de elevi de liceu, mare, comunitate practic, mare. Erau copii cât voiai și atunci a trebuit să... Acum a dispărut lucrul ăsta, dar atunci a trebuit să facem liturghia copiilor, liturghia tinerilor, a adulților și a muncitorilor. Știți? Separat, da, liturghia separat. Muncitorilor. Ei și muncește acum și convinge o comunitate din asta atât de mare, știți, să vină copiii la slujba lor, tinerii la slujba lor, etc. A fost un pic de muncă, muncă susținută cu colegii mei, țin minte, și am amintiri foarte frumoase de acolo, dar i-aș aminti pe doi, pe părintele Iacob Eronim de la Constanța, nu? Acum apară și pe părintele de la Răchiteni, Inocențiu Arcana. Eram trei înși, făceam o echipă și lucram. Părintele Iacob lucra cu copiii, eu cu tinerii și Inocențiu ne suplinea așa. Și adunam sute de copii, sute de tineri. Îmi închipui ce entuziasm, da, trebuia să fie în... Nu vă puteți imagina ce puteam să fac cu un amărât de televizor color și cu un video, știți, avea un telefuncăn pe care reușisem și eu să le cumpăr anume pentru, știți, și pe niște videocasete dădeam în subsolul parohiei de la Săbăoani filme religioase, știți că veneau casetele înregistrate, de exemplu Viața lui Isus, bine împărțită, știți, catehetic, pe episoade, pe atrăgeam extraordinar. Practic făceați pașii către noua evangelizare, către da. Noile metode de, exact. De a-i face pe oameni să înțeleagă Scriptura, să înțeleagă viețile sfinților, mai apoi, pentru că sunt convinsă că le-ați pus și filme cu viețile Dacă sfinților. Dacă mă aude acum preasfințitul Petru Sescu, ce să vă zic, stăteau tinerii care nu mai încăpeau în sala aceea că era full și se făcea o căldură animală acolo, de începea să picure afară, că erau niște geamuri destul de mari la subsol, se puneau pe burtă și se uitau așa pe geam de acolo ca să vedeți cum era atunci, știți? Ei, anii au trecut, ce mai faci astăzi cu un televizor și cu, acum au totul pe... Toți au acasă. Și, însă atunci era o atracție. Am reușit foarte mult să-i atrag și atrăgându-i am făcut cor, am făcut... multe, și cu copiii, și cu tinerii, și cu toți. Eu am refăcut corul mare la Săbăoani, că Săbăoani avea tradiție serioasă, nu... Și pentru că ați început în calitate de vicar, dar n-ați terminat, după o scurtă experiență, nu, la Iași, v-ați întors la Săbăoani, dar ca paroh de data aceasta. Da, deci a venit Revoluția, știți... Și se punea problema reașezării diecezei, cum era atunci, a fost o discuție ca să vină să preia parohia părinții franciscani, discuția a fost o vară întreagă, dar până la urmă așa s-a decis că nu mai preia parohia părinții franciscani, ci rămâne în continuare să fie administrată de preoții diecezani. Și până la urmă m-am trezit că, uite, eu care lucrasem ce-i drept aproape vreo 5 ani de zile împreună cu colegii mei acolo, nu, și am reușit să noi să facem, să mobilizăm cât de cât comunitatea aceea, s-a considerat că eu aș fi potrivit să fiu paroc de Săbăoani și da, mi-aduc aminte că Preasfințitul Gheriel, când m-a chemat la el într-o seară și mi-a dat numirea, așa m-am dus, am pus-o pe masă în cameră, încă pe aici, eram aici la Iași, mai aveam niște lucruri de făcut, mai stau o două săptămâni, stătea numirea aceea pe masă și când veneam de unde veneam, măi, e adevărat, eu, paroc de Săbăoani, era ceva extraordinar. Mai ales pentru că ați admirat atât de mult comunitatea aceea, nu? Da, că am admirat atât acel de... Acel San Pietro pentru dumneavoastră. Da, 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 acel San Pietro, dar vreau să spun altceva. Aici Preasfințitul Gheorghe a avut un merit deosebit, n-a făcut numai cu mine ceea ce a făcut, știți, dar, de exemplu, uite, parohii mari precum Romano, unde a numit pe Părintele Beșleagă, din vicar de Iași, parcă, știți, pe mine, din vicar, iară, așa, la Săbăoani, am mai fost pe la adjudeni Părintele Ioan Lucaci, dacă tot așa, el a avut acest curaj de a numi dintr-un vicar... V-a creditat cu încredere, da, de fapt. Da, da. Și ne-am descurcat toți, n-am plăcat niciunul și am făcut o figură, zic eu, frumoasă acolo. Și ați fost 9 ani paroh de Săbăoani. Aproape 10 ani paroh de Săbăoani, da. Ei, am avut și momente grele,
acolo lasă bani ca să mă leg și de carte. Ar fi multe de povestit, dar nu-i timpul și nici nu cred că pot fi spuse toate. Dar Săboane, fiind o comunitate destul de mare, încă dinainte de Revoluție, undeva lângă biserică era acolo un fel de piață, care este și acum amenajată, e un monument acum în cinstea Revoluției de la Săboane, dacă știți. Catolicii noștri s-au ridicat în 1831 împotriva regulamentului organic, știți, de atunci, care prevedea, printre altele, înființarea unei jandarmerii, a unei poliții locale, știți, ca să se pună lucrurile în ordine, deci suntem undeva înainte de unirea principatelor. Și pentru că se luau feciori la oaste, știți, cu arcanul, cum era atunci, și așa, catolicii noștri s-au revoltat. Mai aveau eu și alte nemulțumiri. Și epicentrul Revoluției a fost la Săboane, a fost satul, s-au adunat din sate, știți, și au protestat acolo. I-au încercuit cu armata, și când au văzut că au murit unii dintre ei luptând acolo, au ridicat un steag pe biserică și s-a terminat. Ei, în piața aceea... Făcut acest monument. S-a făcut acest monument, da. Asta este un crâmpei din istoria Săboanelor, care este foarte veche. Acolo veneau duminica încă de pe vremuri diversi, nu știu cum să le zic, negustori din aceștia, care vendeau câte ceva, dar era așa ceva foarte puțin. Profitând de faptul că lumea vine la biserică, exact, și că comunitatea e mare și se oprește. Ei, acest, nu știu cum să-i zic, această piață, mini-piață, s-a transformat într-un târg după Revoluție, când a venit libertatea, foarte mare, de o amploare enormă. Enormă. Se vindeau și animale și tot ce vreți. Ținându-se tot duminica? Ținându-se în ziua de duminică. Asta era problema noastră care ne durea. Da, duminica, pentru că era un aflux. Erau 4 liturghii de dimineață până la 12 și ăștia toți ieșeau în piața aceea în fața oamenilor care mergeau, veneau de la biserică. Știți, omul ca să vândă și s-a creat o... nu știu cum să-i zic, un soi de hălăchie, te trezeai cu haine, tot felul de haine agățate, mă rog, pe acolo, animale, erau un... Și atunci am pus problema, hai să-l schimbăm într-o altă zi din cursul săptămânii, oricare a fi ea. Dar practic cu cine trebuia să discutați despre asta? Am discutat cu primăria și primarul într-o fază incipient a fost de acord. Am făcut o circulară pe care au anunțat-o și preoții din jur, din satele noastre catolice, care veneau la târg duminica, că de acum știți era așa. Deci afecta acest târg nu numai comunitatea Săboan, ci și comunitățile catolice din jur. Ei, noi am discutat această problemă și pentru că eram paroh acolo, cel care trebuia să rezolve această problemă, în ultimă instanță eram eu, eu eram cel care trebuia să mă lupt. Și am făcut acest demers cu primarul, am anunțat, l-a stabilit el să fie vinerea, să nu mai fie duminica, dar consilierii au venit în replică și au spus, nu, nu-l schimbăm. Și au pus la vot în Consiliul Local și din 19 consilieri, 3 au votat pro, restul toți împotrivă. Au fost împotrivă. Da. Discuția a fost mare, o amploare teribilă a luat această... Eu am fost invitat la o ședință, mă rog, acolo de Consiliul Local, ce să zic. Fapt este că până la urmă, cu ajutorul prefecturii de Neamț, la care am fost în audiență, cu scrisoare de la Preasfințitul, am reușit și l-am schimbat de duminica, cum era, nu vinerea, a fost un fel de compromis, ci sâmbăta să se țină și sâmbăta este și astăzi și problema s-a rezolvat în felul acesta. Dar eu m-am luptat pentru asta și a rămas în memoria comunității din Săboani toată lupta aceasta care am dus-o atunci. Și ați mutat acest târg. Că am mutat acest târg. Am avut mare noroc, comunitatea a fost de partea noastră, de partea mea, știți, și mare majoritate, peste 90%, și am reușit și l-am schimbat. Problema era pentru mine, pentru noi ca preoți, importanța duminicii. Să nu fie alterată, să de, nu astfel fie alterată de... de astfel de... Deși fenomenul acesta economic, nu știu cum să zic, comercial,
nu se manifestă numai la noi. Știți, dacă te duci în străinătate, te duci la Padova, să spunem, în fața Bazilicii Sfântului Anton, vezi, nu vezi tot felul de tarabe, etc. Te duci la Lourdes, orașul Maicii Domnului, cu tot felul de magazine, da, și așa mai departe. Dar totuși, în acele la timpuri, noi, spuneți că la se noi vindeau animale, se vindeau, adică mi-închipui și da, dar acolo era o treabă organizată, exact, nu era ca aici, și pentru asta. Ei, după aceea, când a venit Adventul, le-am explicat credincioșilor din Săbăoani importanța duminicii, nu? Și a participării la Sfânta Liturghie și așa mai departe, care s-a lăsat, efortul acela s-a lăsat cu cartea aceasta, ziua pe care a făcut-o Domnul, sabatul ebraic și duminica creștină. Deci am luat problema zilei Domnului biblic, da? Și am așezat în pagini. Așa s-a născut cartea aceasta. A fost prima apariție editorială? Nu, mai înainte fiind, bine, cartea n-am scris-o atunci, am scris-o peste ani de zile. Înainte de aceasta am mai scris una, eram spiritual, director spiritual la seminar și având o problemă cu de sănătate, cu ernia de disc, am promis Maicii Domnului că îi scriu o carte numai să mă ajute să mă fac sănătos. Și am scris o carte, Sărbătorile Maicii Domnului, Sărbătorile Sfintei Fecioare se cheamă, cu toate sărbătorile de poruncă în cinstea Maicii Domnului, tot așa comentate și da. Pentru că ați amintit de seminar, ați fost și director spiritual la institut și mi-închipui că din nou aici a fost cumva o responsabilitate enormă, pentru că așa cum vorbeam noi înainte de emisiune, poate e mult mai importantă dezvoltarea spirituală a unui tânăr care se pregătește să fie preot decât cea teoretică, cea legată de, nu știu, alte aspecte. Da. Alte aspecte. Cât de mare a fost această provocare pentru Sfinția voastră și cât de greu a fost să-i canalizați și să-i faceți să înțeleagă cât de important este să fie dezvoltați așa cum trebuie din punct de vedere spiritual? Până ajunge să vă răspund punctual la această întrebare, trebuie să vă spun că pentru mine însumi a fost o surpriză extraordinară treaba asta. Numirea, da. Eram foarte activ, angrenat la Săbăoani în tot felul de lucruri. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut o astfel de mutare la numai aproape 10 ani, știți? A fost un pic așa cam... Însă în seminar la vremea aceea erau foarte multe vocații, foarte multe chemări, cred că erau peste 150 de băieți și era nevoie de spiritual, știți? Aceasta a fost rațiunea pentru care, după ce eu ținusem un curs de exerciții spirituale la o serie de preoți undeva pe la Gioseni, știți, așa, m-am trezit cu aceasta, a venit preasfințitul Gherghe. Știți, orice lucru bun nu rămâne nepedepsit, cam da, așa da, a fost. Da. Și vine preasfințitul Gherghe într-o seară, tot la Ghereiești, eram și eu pe acolo și, era o mare sărbătoare, 500 de ani de la prima testare documentară a localității la care noi, ca ghereieșteni, chiar am făcut pe ceremonierul acolo, dar preasfințitul, eu pe seară, hai că mă retrag, că mă duc la sărbătoare. Nu, mai stai. Tot mai stai ca până la urmă să mă ia așa prin curte să-mi spună, uite, ci noi ne-am gândit așa să vezi că la seminar, dar ce să fac eu la seminar? Păi spiritual, am făcut 3 pași înapoi, eu spiritual? Nu, zici, vin cu acea. Eu sunt gospodar, eu vreau să mă ocup de parohie, nu? Vin cu acea să-ți explic. Preasfinte, cu ce să fac eu la seminar? Pe mine dacă mă duci la seminar, eu mă duceți prefect la structura mea de om. Cum? Eu spiritual? Da, vin cu acea să-ți explic, uite așa. Și zice, ai 2 săptămâni să stai, să te gândești și să dai răspuns. Ei, am stat, m-am gândit și până la urmă am zis, mă duc. M-am dus să vei în ideea unde mă cheamă Dumnezeu, acolo mă duc, deși nu mi-a fost deloc ușor, vă spun sincer, ca să mă rup dintr-o dată din activitatea aceea și să, da. Și când m-am văzut la seminar în apartamentul meu, așteptând băieții să vină la direcțiune spirituală, pregătindu-mi meditațiile pe care aveam să le fac, și 2 ore de teologie spirituală pe care trebuia să le predau pe săptămână, de la libertatea mea și a fost ceva, acomodarea a fost foarte grea. Dar m-am acomodat până la urmă și am făcut față, zic eu, în mod mulțumitor, știți, vreo aproape 4 ani de zile ca director spiritual, după care m-am întors înapoi în pastorație. Cum a fost relația pe care o aveați cu tinerii seminariști? Cât reușeați să-i faceți să-și deschide sufletul, să vorbească? Eram împreună cu părintele Dancă Anton, 2 spirituali.
la care părintele, și părintele Claudiu Dumea, dar el era așa printre noi, știți? Și băieții aveau posibilitatea să se înscrie, se înscriau un grup la părintele, un grup la mine, avea câteva zeci părintele, aveam câteva zeci eu, știți, dar ei puteau să mai meargă, să mai vină. Și e interesantă experiența. Da, mi-aminteam și eu, știți cum mergeam. Știți cum e, când ești preoș, ai trecut și ai o anumită experiență, privește altfel lucrurile, știți? Și când vezi un elev, un student în formare, știți cum vine? Păi cum vine, cum bate la ușă, cum îți intră, cum se așează pe scaun, deja îl vezi, îl citești, îl iei cu calm, cu răbdare și începi să-l ajuți. Și vezi, inevitabil îți amintești de propria experiență și de ani. Îți amintești de propria experiență, de ani, exact, da. Oricum, formarea spirituală în viața unui preot este fundamentală. Totul se zidește pe elementul uman care trebuie să fie sănătos. Ei, dacă acest element uman este sănătos, indiferent de unde vine un anumit candidat, dacă el este integru din punct de vedere uman și bine intenționat, să devină preot, apoi îl putem modela și putem face din el într-adevăr preot. Știți, da, dacă el e bine intenționat, se roagă, Dumnezeu îi dă harul, ajunge preot, cu siguranță. Iată, după această perioadă, care, așa cum ați zis la început, vi s-a părut o mare provocare, dar până la urmă i-ați făcut față cu brio, v-ați întors în pastorație la Giudeni. O altă comunitate mare, un alt hop, să spunem așa, în parcursul dumneavoastră, nu? Abusesem o parohie mare, în care chit că paroh am fost aproape 10 ani numai, dar cu cât am fost vicar, am stat vreo 15 ani, știți, în acea comunitate la Săbăoani. Știam ce înseamnă să ai o comunitate mare și să o administrezi din toate punctele de vedere, nu? Și spiritual, și pastoral, și administrativ, și așa. Și nu, sincer, nu mi-aș mai fi dorit, știți, o comunitate mare. Dar așa a fost atunci, au fost două numiri, chiar la un moment dat mi-am exprimat părerea față preasfințitului Gheorghe, dar noi avem nevoie acolo, te duci acolo unde te trimitem noi și te apuci de treabă la modul serios, că noi avem planurile noastre. Și zice, da, și cât de greu a fost să vă adaptați într-o altă comunitate după ce 15 ați fost în Să mă întorc înapoi un pic la Săbăoani, când am fost numit paroc de Săbăoani, mi s-a spus să pregătesc terenul pentru construcția a încă două biserici. Ajungând paroc de Săbăoani, comunitate pe care o cunoșteam foarte bine, biserica era destul de bine pusă la punct, aia mare veche despre care v-am vorbit, am considerat de cuviință că trebuie să mă apuc de casa parohială și să o renovez. Am renovat-o. Era noviciatul franciscan naționalizat în 1948 ca multe alte bunuri bisericești pe care am zis trebuie să-l recuperez. Pur și simplu am invitat directorul liceului la o cafea, am stat de vorbă cu el și a spus, da, este al bisericii, îl dăm. Dar cum facem? Păi zic, lăsați-mă, mă duc, vorbesc la episcopie și vedem. Am venit, am discutat, ne-am întors acasă, am încheiat un proces verbal, iscălit de el și de mine, eu cu procură din partea episcopiei și așa am preluat fără nicio problemă noviciatul acela. Asta care a presupus după aia investiții întrânsul și muncă și etc. L-am transformat între timp cu, așa, într-un muzeu diecezan, nu? Și a trebuit să fac renovare de am preluat o jumătate din curtea școlii. Dumneavoastră vă imaginați ce înseamnă preotul dărâmă gardul dintre liceu și curtea bisericii și îl mută ea așa dincolo de terenul de sport și de clădirea aceea și le împrejmuiește și intră tot în componența bisericii. Asta am făcut. Asta trebuia ca eu să stric lucruri noi făcute, gardurile care erau făcute, ca să preiau, să recuperez patrimoniul bisericii. Și să-l puneți până la urmă tot la dispoziție. Da, să-l pun tot la dispoziția credincioșilor. Ei,
și am pregătit terenul, am, ce să spun, am construit unui credincios o casă pentru ca să lese locul bisericii. Biserica Sfânta Cruce e construită pe acel teren pe care l-am preluat eu. Ideea mea a fost, că asta vreau să vă spun, că vreau și eu să fac o biserică, să zidesc, să construiesc o biserică. O biserică dedicată Maicii Domnului îmi doream. Dar când să mă apuc, știți, după ce în ăștia 10 ani, a venit preasfințit și a zis, nu, hai spiritual la seminar. Și m-am dus spiritual la seminar, așa cum v-am povestit. M-am întors la adjudeni, cum v-am zis, comunitate mare, ferventă, cu oameni gospodari, evlavioși, cu participare la Sfânta Liturghie, nu numai duminica și în zilele de lucru, cu tineri, cu copii, cu activitate. Am avut și doi vicari, mereu și la Săboan și la tuturora le-am dat libertate, numai am avut grijă să le spun, aveți grijă, nu săriți calul, vreți să faceți ceva, veniți și mă întrebați. Dacă este de făcut ceva, eu nu mă dau înapoi, dar să știți că poate o să mai fie și lucruri pe care o să trebuiască să le mai îndreptăm și să le punem. Oricum n-am avut probleme, am lucrat în felul acesta și având în sufletul meu dorința asta de a face o biserică, zic, băi, la Adjudeni, biserica asta monumentală pe care credincioșii de acolo o zidiseră, nu, cu mari sacrificii, fusese preoți reprezentativi pe acolo, epopeia ajudenilor și a bisericii din Adjudeni să știe cunoscută. Nu vreau să mă refer la dânsa, ceea ce se impunea să fac eu acum era poate să o reașez, reamenajez, nu știu cum să-i spun, da. Și dorința asta mea de a face o biserică, până la urmă s-a canalizat în efortul de a înfrumuseța, restaura, cred că ăsta este cuvântul potrivit, biserica din Adjudeni, pe care am făcut-o să fie așa cum este astăzi și pe interior și pe exterior. Bine, într-o primă fază am mai renovat eu și casa parohială, dar asta e un privind lucru... în urmă, părinte, ați avut o bogată activitate în diferite comunități și provocări de toate felurile. Puteți spune că viața de preoție de până acum v-a oferit șansa să trăiți diferite aspecte și să simțiți că ați făcut față cu brio tuturor provocărilor? Da. Eu zic că m-am străduit tot timpul să mă achit de toate obligațiile mele de preot atâta cât am putut, că până la urmă fiecare avem o anumită capacitate, suntem înzestrați, nu, cu anumite calități, să spunem, mai și defecte, trebuie să le recunoaștem, nu, și pe astea. Dar eu m-am străduit și zic că mi-am împlinit misiunea în mod onorabil pe acolo pe unde am fost, chiar dacă au fost și greutăți uneori. Firești, mă rog, neînțelegeri sunt multe, dar știți cum e, nu poți să mulțumești absolut pe oricine și ce să vă zic, îmi vine în minte acum din viața Sfântului Ioan Vianney, nu are el o mărturisire pe undeva unde zice, am primit astăzi două scrisori foarte tari, zice, cu un conținut foarte important. În una mi se spune că sunt un mare sfânt, celălaltă mi se zice că sunt un escroc, nu știu ce zice. Da, eu zice, eu sunt eu, atâta cât sunt și cum sunt. Prima zice, nu mi-a adăugat nimica, a doua, nu mi-a luat nimica. Așa și eu zic, asta e. Care au, nu știu, dacă mai sunt păreri, sunt binevenite, fiecare este liber. Evident. Vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat. Vă doresc succes în continuare la Voievodeasa și toți cei care vor să vă revadă trebuie să știe că acolo vă pot găsi și acolo aveți acum timpul necesar probabil și pentru discuții apropiate sufletului. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați și săptămâna viitoare să fiți alături de noi pentru interviul săptămânii. Interviul săptămânii la RCIS FM.